punta forma de fata. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și la acolo pe Deadly. Da, tu mai mai știți, mă, mie, nu trebuie să mă prezent. Ce ești tu, bă, poreț? Azi mă prezent. Ce, nu vrei și buletinul? Stai că m-am mânecat și am dat microfonul pe mustușesc. Da. Acel moment când bei prea mult și n-ai experiență. Și zice gâtul, gata, bă, țăraie, nu vezi că mai pot, bă, să știi că, oricum, cu ocazia acestui episod super special, vrem să facem un anunț. Am căzut în... Așa, stai. Astăzi vom găti bronz cu sânge de șarpe. Stați așa, deci, astăzi vreau să facem un anunț special. Hai de... Am murit. Oh, Doamne. Oare când vei face ceva serios în seria asta? Cred că este cel mai lucru serios care l-am făcut până amul în seria, să fac un futai de bronz. Cap. Chiar! O să fac o pulă de bronz. O, Doamne ferește! Chiar o că, deci, exact ce voiam să zicem... Așa, deci, stați așa. Odată cu acest episod, seria Pălin Calend va fi exclusiv pe canalul meu. Pentru că, bineînțeles, cancerul la cancer trage. Adică, pentru că ne-am gândit să facem o chestie. O să reîncepem seria pe care... Unii dintre voi m-ați rugat să fac, m-ați întrebat dacă o mai facem. Adică o să facem pe canalul lui seria de... Bună fă bere! Bă, ce dracu? Tu ai aruncat cumva un bloc de dirt aici? Nu. Da. Bă! Tuf! What? Bă, ce mă atacă? Bă, animalule, bă, gata, nu, mă, nu, bă. Bă, nu eu. Uite blocul de dirt. Bă, ce, bă. Hai, bă, înăuntru. What the fuck? Hai. Uite, bă, ești, bă, chiar, satană, bă, tu ce, bă, ești, okay, tu ce, okay, bă. Stai, bă, că n-atac eu, mă. Uite, astea atacau. Nu, stai, bă. Nu, uite, că-s grezi blocuri normale. Ce pune mea. The fuck? Ok. Bun, acum că tot poate apuc și eu episodul ăsta să zic. O să facem seria de 7 Days to Die pe canalul lui. Adică o să revină seria și o să aveți pe canalul lui și seria asta o să fie exclusiv pe canalul meu. Deci, așa. Pe scurt, Minecraft e Minecraft la channel cu Snake. Că șansa numai la el vă uitați. Mulți vor știu. Băi, lasă-mă, lasă-mă oameni în pace. Ce tu cu mine? Dar stai un pic, ce fă, bă, stai un pic. Ce? Înainte ce a te omoră, te-ai avut skin, am nu mai skin. Cum nu mai skin? Mă rog, poate eu nu văd. Bă, lasă, măcar nu-l vezi tu, măcar las că-l văd eu. Da, bă, dar păi joanele astea nu le înmulțim și noi. Mă, înainte ai avut skin, te-am aruncat acolo înăuntru și ieși fără skin. S-a, mă rog, s-a topit skin-ul de pe mine. Știu că n-ați înțeles nimic din ce am vorbit noi mai înainte. Deci, da. Bă, scurt. 7 Days to Die la el, Pălin Calend la mine. Atât trebuie să înțelegeți. Da. Deci, lăsăm cuvintele mari la o parte, cum ar fi inițiativă. Deci cei sau care vrem. Vreți să vă uitați mai în continuare la nebunia canceroși și mea e... Da. A! Nu, mă, nu la A. Am vreau să zic la 7 Days to Die, nu la A. Nu, am dat cu piciorul. M-am lovit cu de... Au, am dat cu piciorul în scaun. Au. Ok, revenim. Ce voiam să zic? A, și ce? A, uite, mă, că n-au scos lootbag-urile. Lootbag-urile. Oh, wow, dar ce darnici sunt lootbag-urile astea. Rare. Oh, mă, chiar aveam nevoie de asta. Asta aveam deja, uite, la mine. Nu contează. Oricum, okay, să deci... nu vă așteptați la chestii serioase la seria de 7 Days to Die, adică... Va fi tot timpul la fel de canceroasă. Da, doar chiar suntem noi doi acolo. Chiar că o vom face și mai canceroasă decât a fost până acum. Deci, cum să zic, nivelul nostru de cancer a crescut foarte mult când cu seria asta. Da, în acel moment când tăcem așa pumptic și gen noi nu ne credem pe noi înșine așa. Bă, okay. Bă, unde îmi pun dirt-ul? Uite la aici, dirt-ul, cobblestone.
Deci, când mai vreți să vedeți alte serii pe lângă Minecraft, pe channelul meu, l-aveți în descriere acolo și, desigur, pe Link Land va fi pe channelul Snake. Yes! Cap. Stați liniștiți, calitatea nu va fi schimbată. Da. Rețeta este tot aceeași. Da, știi, știi cum e chestia asta? Ca în fetițele Powerpuff. Puțin amuzament, puțin, cum se numește, puțin building, că nu vine cum să zic în română acum, puține moduri și apoi vine cancerul. Hai să punem puțin și cade capacul și cade cu tot cu borcan după aia. Da. Nu, așa ceva de genul eu într-un laborator, ca și cum aș face pălincă sau ceva de genul, știi? Bă, îmi trebuie așa, 3 kg de pruni, 500 de mililitri de alcool pur dublu rafinat. Și apare Snake și zice, hai să punem și un măr în acolo înăuntru. Și cade tata pe jos și explodează. Ce pula mea. Ce dracu, de ce măr? That was she said. Nu, 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 nu întrebați. N-am prins domnul. Aha. S-a pierdut undeva, serios? S-a pierdut undeva pe drum. Ai văzut și tu faza? Mai bine că nu. Deschideți ferestrele să intre Duma, că n-am prins. Vezi, mă, că poate ți-ar intra țiganii pe ușă, mă. Pe ușă, știi, tu deschizi geamul de intră pe ușă. Doamne, asta ca în desenele alea, știi, animate, de genul, când vine supererou, bum, intră pe un perete, dar aveam ușă. Ok, și pe urmă iese, știi, și sparge și ușa când iese. Sau cum am văzut eu acum de curând, că am zis, bă, de dragul desenului copilăriei, mi-am luat alea cu Scooby-Doo. Și era un episod gen, era cu Shaggy și cu Scooby, s-au închis într-o cameră care avea două intrări. Asta zice Shaggy la Scooby, aruncă cheia asta, să fim în siguranță, după ce am închis ușa, aruncă Scooby cheia pe geam. Și zice, oh, bun, suntem în siguranță. Și apoi intră monstru pe cealaltă ușă și stă Shaggy, oh, nu, mai era o intrare, Scooby, repede. Și se chinuie aia să deschidă ușa, nu poate să deschidă ușa și repede, ne trebuie cheia. Scooby și Shaggy deodată sar pe geam afară, se duc afară, iau cheia, se duc înapoi, intră în cameră și deschid ușa și pleacă. Doamne. Stau eu, da, parcă aș fi eu și Snake. Da, exact la asta mă gândeam și acum. Știi? Ai, ai, doamne. Gen, cum ar fi ăla ca să fim, gen, să vină odată așa o sponsoriză așa cea de la Cartoon Network. Bă, băieți, vreți să faci niște desene cu voi? Bine, și bine. Da, știi cum a fost faza asta? Ca faza aia din Seven Days to Die, când... eram noi la un moment dat pe o casă și zici tu că nu știu ce e acolo jos și mă vezi pe mine. Ok, mă duc jap și mi-am rupt piciorul și pe urmă ai venit tu pe ușă. Știi că erau scări. Da. Dar nu mai știu episodul exact. Lol. Deci chiar aș vrea să găsesc episodul ăla să mai văd odată faza. Doamne, dacă aș lua toate momentele astea cancer. Îl veți putea găsi pe channel-ul meu. Aia, faze de gen. Bă, am 4 blocuri de iron. Holy fucking sfântă măcaroană. Nu e idee, era așa pe final, gen ce... Da, ce ai zis? Ce? Ai blocuri? Ai ce? Blocuri de? De? Ce? Ai blocuri de? Ce? 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 Am blocuri de iron. Ce? Blocuri de iron, Jesus. Eu am un fac... Nimă, uite, am că Apple ceva chestie. Ne. Ce pula? Ăsta e Apple, stai, Apple Oak Sapling și... Și nimic. Și ți-a crescut un oak wood. Și se numește tot Apple Oak Sapling. Aha, e bun. Dar merele unde sunt? Dar merele unde e? Merele le-am furat eu, mă, și-am făcut pălincă din ele. Din mere. A, știu, nu-i tare bună, da? E că nimic. Bă, noi nu bem, bă, poșirci, bă. Bine, pălincă în sine e o poșircă, da. Uite, bă, că a căzut un măr, gata, acum înțeleg de ce se numește... Ia, mă, ce zici, armura mea? Parcă aș fi tăi din caramel. Das is bronze. Vrei să-ți faci și tu? Zici că ești un țigan începător. Și acel moment când țiganul nu are bani să-și cumpere de aur și ia ceva care să se dea aur. Aha.
Ca să pară, știi, pe acolo. Băi. Mm. Asta mi-amintește de o fază din... Ce surpriză. One Piece. Ah, dar m-au zis că se face numai un sezon, nu? Ce numai un sezon? Nu, no, așa s-a zis, că numai un sezon. Ce dracu un sezon, bă, că sunt la sezonul... Nici nu știu că sunt 19... S-a oprește, 18... Că... Și ei sunt la episodul 724. One Punch Man e ăla care era cu un singur episod. Ah, One Punch, așa, are în cur. Ce drăguț. Nu mă, că, ci că s-ar face următorul episod. Ci că s-ar mai face un sezon. Bine, îmi pui mie la ce succes a avut Crash, eu că se mai face un sezon. Păi... Trebuie să fie handicapat să-ți prindă ceva așa de bine și să nu mai faci. Să te oprești doar la 12 episoade. Păi... Și oricum nici măcar n-au terminat manga. Sunt o grămadă de chestii care au rămas neacoperite. Chestia e că i-a ajutat foarte mult 9gag-ul. Adică și eu de pe 9gag am auzit. Tu, eu am auzit de... Pui mei, peste tot, sunt efectiv peste tot. Toată lumea vorbește de One Punch Man. Dar te-ai uitat? Nu. Nope. Uită-te, chiar se merită. Eu m-am uitat la toate episoadele într-o seară. De fapt, m-am uitat de la 1 până la 10, că atâtea erau ieșite și după m-am uitat la ultimele două, știi, când au apărut. Dar efectiv se merită. E chiar foarte fain. Ok, deci fii atent. Ce avem noi de făcut astăzi, în episodul de astăzi, pentru că au trecut 11 minute și noi n-am făcut nimic? Eu zic că ne îndeplinim misiunea până acum foarte bine. Să treacă timpul și să nu faci nimic. O, da. Ah, dacă ar fi așa de ușor să lucrezi între ghilimele. Dacă ar fi la fel de ușor și în realitate. Da, irele. Hmm. Hai da, mă. Mm. Ok, deci fii atent, avem o grămadă de cobblestone, ar trebui să începem să facem o construcție pe undeva, dar față de că nu prea avem spațiu. Sigur nu avem spațiu. Nu prea avem. Dar tu ce construcție vrei să faci? Apoi nu știu, ceva fain, cum ar fi un cub mare de piatră. Tu știi că avem o câmpie lângă noi, nu? De? Unde? Acolo? Acolo? Aaaa. Hai bă, să facem un castel. Trebuie să facem un castel în plinclean. Tu ce pui mei, vrei să mă vezi la 30 de ani cu copii? Tăceați bă, fută-vă încă tu vor să-i copii. Încă te încerc cu, să te termin castelul ăsta cu snei vreo 10-15 ani. Noi acolo. Am terminat intrarea deadly. Perfect. Hai să facem asta, let's do this. Gen noi, deja acolo, e căsătorim chestii, deja cu laptopurile la nuntă și... Bă, am făcut răzi de cobblestone. Hai bă, Deadly, hai să facem, let's do this. Hai da, orice, sau bine, nu cu un castel, orice construcție, hai să fie șmecher, să fie super tare. Hai să facem un cazan mare unde să facem pălincă. Nu, hai să facem o casă a pălincii. Dacă vrei să faci un castel, facem de acolo la zi, da. Hai da, let's do this. Haide. Bă, că eu nu dau cu... Dați-aș cu căpșuna în cap. Iată, deci dați-aș cu căpșuna. Nu, de fapt, știi ce? Ia căpșuna asta. Ia căpșuna aia. Stai, că nu am. Ia căpșuna aia. Bun. Mâncam e căpșuna, mă. Stai. 2 secunde, stai. Și eu, stai. Și tu ce? Unde dragi de-a mea zici? Gata. Ia. What the fuck? Ce? Am o morcov. Nu, mersi. Da? Am căpșune. Ok. Dați să-și cu morcovul după ce am văzut. Așa ceva. A, da. Ia. Ia și mai chere. Ia, hai. Hai, vin. Vină încă. Hai, mânca. E morcov. Ha, fraiere. Ha. Ia cu ce mai faci? Ți-am dat cu firma în cap. Acel moment când Snake se enervează, își bagă dicul în pământ și plantează răsadul să cresc copilului. Și în momentul ăla când vine învățătorul și zice, ce copil copac ai. De acolo vine faza, dacă vreți să știți. Bine, atunci fii atent. Eu mă duc și încep să fac un castel. Uite, hai ce da. N-am nicio idee cum să fac un castel.
Și acar am vrut să te întreb la sânetele care le scoți, iar vrei să-ți faci un pui copac. Nu, iar nu am nicio idee cum să fac un castel. Dar văd că ai idee cum să-ți faci cuptii copac. That's some shit. Păi știi că totul începe cu un pătrat. Da. Bă, dragi de-a mea, ți-ai dispărut, mă. Bă, bă, unde ești? Bă, mă, tu ai intrat aici, unde ai dispărut? Păi, nu te-am văzut când ai ieșit, unde ești? Bă. Earthy Morse, ce pula mea asta? Unde dragi de-a mea, zici, mă, bă? Ce, mă? Păi, nu te mai găsesc. Eu sunt ascuns. Ha, te-am găsit. A, căcat. Salut. Salut. Bă, apoi, stai, ce? Ce unde? No. Ce? Nu, mă, eram ceva genul, unde dracu-i bonnilul ăsta? Ok, deci fii atent. Ar trebui să găsim un... nu știu, ar trebui să facem ceva. Hai să facem un castel. De fapt, hai să ne uităm la moduri să vedem cu ce am putea să lucrăm. Eu am idee mai bună. Da, bă. Ce-ar fi să ne uităm la iarbă? Și atât de tare să ne uităm la iarbă timp de 4 episoade încât dintr-o dată crește un castel din iarbă. Hai să nu. Ei, salutator, acesta este episodul 20 care noi ne rugăm la iarbă să ne crească un castel. Bă, fii atent, deci dacă te uiți la ITM, 100 de pagini numai cu căcaturi care nici nu știu ce dracu fac. Facecade, what the fuck? Bă, păi, dacă tu, păi, da. Ce? Adică, știi că eu nu sunt modul, deci dacă eu deschid chestia e cea genul nu știu. A, ce surprinde, nu știu nici asta. Nu știu. Și Snake cea genul, știu, a, nu știu, a, ce dracu e aia, nu știu. Sunt o grandă de shit-uri pe aici, frate, deci numai jumătăți de blocuri. Asta e cam tot, serios, asta e tot. Văd câteva chestii cu care am putea să lucrăm, dar deja dacă am face chestii serioase, deja s-ar pierde farmecul seriei. Ce ar fi să facem chestii serioase, neserioase? Exact, hai să facem un castel. Adică, de ce să faci un castel, ceea ce chestii serioase în Minecraft, să faci un castel și nu faci... ce dracu nu se face pe ce Minecraft? Hai să facem un castel, dacă vreți să vedeți un castel, lăsați like. Ce ar fi să facem... Holy fucking shit, mate. Da, un castel. Ok, avem... Da, bun. Știu da. Puțin... Așa. Ok, deci văd că e bazat pe mecanism cum ar veni. Nu e o muscă. Wow. Gata, am omorât muscă. Wow. Mecanism e primul mod mai serios pe care îl văd pe aici și singurul, for fuck's sake. Hai, Twilight. Hai, gata. Sau la Wrestler, la ce? Un nou biome? Adică... Nu, e o lume nouă. Dar, de ce nu le-aș așa într-un alt episod? Puțin suspans, gen, video următor. Păi nu mergem acum, dar mă uit așa să văd ce am putea să facem. Nu, da, e bune. Sunt o grămadă de chestii așa... Foarte bună idee. Ok, e computer craft în pui mă, ca să-l punem pe ăla să lucreze pentru noi. Da, și ce face la? Ce-i asta? Ce dragi damează? Și acel computer craft, ce face el pentru noi? Am zis computer craft? Aha. Build craft, am vrut să zic. Și ce face Buildcraft? E și Buildcraft. Păi putem să facem un căcat. Hai că am început bine. Putem să facem un căcat care să mineze pentru noi fără niciun stres. Care bineînțeles că trebuia să fie îngreunat pentru că nu se putea să... Avem și noi parte de ceva mai ușor, nu? Hai să-mi trag palme, fii atent că... Yeah, da, nu e Buildcraft-ul ăla pe care îl știu eu. Oh, well, normal, fii atent.
Deci avem nevoie de Manilin Hammerhead, ceea ce înseamnă o bucăți de hammer, de Manilin. Adică trebuie să, da, deci în loc de 3 diamante, cum era rețeta originală, avem nevoie de o bucăți de Manilin. Manilin nu e chestia aia care se face din cobalt și erudite din Nether. Cobalt, știu că se găsește în Nether. Deci gândește că noi avem nevoie, cred că, de 8 bucăți de cobalt și 8 bucăți de erudite din Nether. Bă, nu 8, 4 cu 4 căne. Bă, greu nu ar fi, dar mi se pare... Bine, ok, fie, mergem, trebuie să mergem și în Nether. Dar chiar, bă, să mergem în Nether. Să mergem în Nether și în Twilight. Tu uiți că suntem în Palinkaland și dacă noi mergem ca și Palinkaland în Nether... Două secunde, Snake has died. 2 minute mai târziu, Deadly has had tried to swim in lava. 2 secunde mai târziu, Snake... Te ajut eu! Snake died for the... Snake a murit pentru a 20-a oară. Nu, bă, oricum. Hai să încheiem și noi acest episod în care am făcut chestii foarte productive. Da, dar cel puțin, stați așa, nu înainte să ziceți ceasă să ne jurați, am pus la cale multe idei foarte bune. Da, exact. Deci totuși, eu zic că am făcut ceva. Deci episoadele următoare mergem în Nether și în toalet, explorăm pe acolo și după vedem ce facem. Poate facem un castel. Poate găsim materiale care să facem un castel. Poate găsim un castel gata. Bun, făcut. Până atunci eu am fost Cristi, el a fost Deadly. Nu uitați, avem pe canalul ăsta Seven Days to Die. Și celelalte serii și da. Și, da, dar Seven Days to Die, că bine, eu stă acolo și aia e cea mai șmecheră. Până atunci, bye bye. Da, bye bye.